de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. O zi bună la cafea, oameni buni. Mesagerul de Neam Știri din Neamț. Astăzi o emisiune dedicată mai mult autorității locale, dar nu putem să trecem peste ce se întâmplă peste graniță. Continuă războiul, continuă nenorocirile acolo, dar aș vrea să încep emisiunea aducându-vă aminte de faptul că avem totuși conducători în județ care știu să-și facă în timp relații care să ne ajute dacă în caz de Doamne ferește. Domnul Ionel Arsene, șeful județului cu domiciliu mai mult la București, a avut grijă să facă, să țină legătura cu un primar precum cel al Chișinăului, care nu va avea nicio problemă în a-și declara limba rusă, limba maternă, după cea moldovenească. Iar acum putem spune că acolo avem o legătură, dar am avut și un primar la Piatra Neamț care a avut grijă să țină aproape de Federația Rusă, mai ales după ce era, deci a fost o vizită, o să vedeți imediat despre ce e, cu un personaj care cu două zile înainte a făcut o declarație extrem de controversată la Suceava. Înainte însă de a vă pune această imagine, vreau să vă prezint invitatul de astăzi cu care vom comenta toate aceste lucruri în măsura în care va dori. Dacă nu va dori să vorbească despre vizitele din zona aceea sovietico-rusă, îl înțelegem că nu se știe. Viitorul unui politician depinde de orice declarație. Domnul Ciprian Enache, consilier local Piatra Neamț, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, domnul Olenescu, mulțumesc pentru invitație și eu cred că putem discuta. Putem discuta. Era să mă bat peste gură, era să spun Ciprian Șerban, dar am uitat că dânsul nu are voie la emisiune. Da, mă rog, poate între timp a primit în învoire. Da, haideți să punem o emisiune. Bogdan, te rog să mă lași să pregătesc, că îmi ia mai mult timp un pic. Să văd dacă reușesc să pun pe ecran toată chestia asta, dar să-i dau drumul prima dată. Altfel nu reușesc. Ia să vedem. Să dăm și un sunet. Deci, o să opresc eu dacă pot sunetul. Deci, este vorba de o vizită din 13 noiembrie, dacă nu mă înșel, 2017, a ambasadorului Federației Ruse, domnul Valerii Kuzmin, sau cum îi spune domnul Chitic, excelența sa, Valerii Kuzmin, care venea la Piatra Neamț după ce făcea o vizită la... Poți să o închizi de acum, Bogdan? După ce făcea o vizită la Suceava, unde declara, întrebat de un reporter apropo de unirea Pasarabiei cu Republicii Moldova cu România, că zice, voi, dacă vreți o unire, eu v-aș propune să mergeți pe ideea referendumului. Ținând cont că o astfel de situație s-a întâmplat în Crimeea. Deci domnul Kuzmin vorbea despre modelul Crimeei, îndemnându-ne să facem referendum în Republica Moldova. Iar când a fost întrebat despre Bucovina împărțită în două și care a fost ruptă prin celebru pact, a spus, având în vedere aceste elemente, puteți analiza situația din Bucovina. A fost un mic scandal atunci, dar asta nu a oprit vizita domnului Kuzmin la Piatra Neamț, unde a fost primit cu pâine și sare și tot ce mai presupune ospitalitatea moldovenească, pe care o vedem acum îndreptată spre ucrainieni, dar probabil că la un alt nivel.
Deci, în 2017, domnul Enache, ne-am pus bine cu Federația Rusă. Ideea nu era rea, adică să ocupăm spațiul economic rus cu produsele de la Piatra Neamț. Să ocupăm pe ruși, adică. Să ocupăm spațiul economic, da, piața rusească. În actuala conjunctură sociopolitică, cred că trebuie să avem foarte grijă la orice declarație, că spuneați asta dacă comentez sau nu, dar este clar că nu putem lăsa lucrurile să treacă pe lângă noi neobservate. Ce s-a întâmplat la momentul 2017, eu cred că părerea mea că poate ar fi putut fi și un pic de capcană, dacă vreți ne uităm la fenomenul Crimeea, apropo de Uniune și, mă rog, referendum, ce mai spuneau acei diplomați ruși. Totodată, cred că, iarăși, la nivelul diplomației trebuie să avem cumva o relație bună cu toată lumea, nu doar cu rușii sau cu pro-europeni, numai că eu aș merge pe continuitate și n-aș mai împărți românii în pro-europeni sau pro-NATO și rusofili. Pentru că și aici cred că se va produce o dezbinare și în momentul în care vom avea nevoie unii de alții, s-ar putea să nu știm care pe ce, la ce vamă să fugă. E dificil și e la nivel diplomatic foarte bine trebuie gestionată această situație. Curios sunt și n-aș vrea să fac afirmații dacă avem sau nu, dacă avem diplomați la nivelul ăsta care să poată lua niște decizii corecte în ceea ce privește acest, mă rog, de avut îi avem, nu-i folosim. Spunem război, acest conflict militar din zona noastră. Intervenție specială. Intervenție specială, da. În orice caz, domnul Valeri Cuzmin spunea, după aceea, încercând să explice așa zisa gafă, căci că în orice caz poporul Republicii Moldova are dreptul de a-și determina propriul destin în acea formă pe care o consideră de cuvință. Și cei din Crimea așa au determinat. Da, și cei din Ucraina ar avea dreptul să-și determine propriul destin. Am făcut această introducere pentru că e bine să nu uităm că de multe ori se întâmplă lucruri așa care trec pe lângă noi și care acum le vedem într-o altă notă, deși atunci a fost un adevărat scandal. Bun. Domnul Enache, ce se mai întâmplă, domne, prin Consiliul Local Piatra Neamț? Depinde de unde începem și unde vrem să terminăm. Păi nu, de unde începem? Se întâmplă lucruri. Cred eu, aș spune cu toată tăria, chiar dacă au fost niște proiecte destul de, să spunem, controversate în ultima perioadă, să știți că s-a muncit la ele și dacă vreți să mergem la proiectul cu parkingul care a ținut cumva tabloidele deschise. Nu avem tabloide. Nu. Tabloide nu sunt în județul Neamț. Dacă considerăm tabloide niște site-uri, da, le considerăm tabloide, sunt și site-uri tabloide, dar Neamț nici măcar acolo. Am folosit ghilimele. Așa. Pentru că să știți că vă spun cu toată sinceritatea, este un proiect la care am personal am muncit foarte mult. E adevărat că orice proiect și orice regulament este perfectibil. Eu nu vin în fața cetățenilor să spun că am făcut acest regulament și este cel mai bun din câte putea exista. Dar este o formă, zic eu, bună. Pe parcurs, chiar discutam și cu domnul primar, dacă mai sunt probleme care apar și în funcție de situații specifice, putem veni cu acte adiționale la acel regulament, tot prin hotărâre de Consiliul Local. Unde m-am, știți foarte bine, la un moment dat se discuta că era o posibilă situație în care cetățenii se meargă să se lupte cumva cu parkingul, să recupereze bani. Și acolo am fost foarte vehement. Deci, vă rog frumos, iarăși mi se urcă sânge. Nu, dar s-a rezolvat problema asta. Este problema primăriei și a parkingului. Cum mi se pare corect, pentru că chiar nu avea nicio vină cetățeanul că n-au fost respectate niște acte normative, dacă vreți. Pentru că reamintesc că Consiliul Local a dat o hotărâre de Consiliu prin care a spus că nu se prelungește niciun contract de parcare mai mult data de 28 februarie. Domnul Enache, dumneavoastră aveți o firmă, da? Și vine la dumneavoastră și aveți un termen în care puteți funcționa cu firma aia, nu? Probabil unii pun termen, alții nu. Perioadă nedeterminată. Dar presupunem că la dumneavoastră, la fabrica de ulei, acela pe care îl faceți din floarea soarelui, nu?
Mulțumesc. Uleiul din floarea soarelui, nu? Da. Care acum, mai, apropo, mai aveți ulei în depozit? Mai este, nu. Da, aveți în depozit, nu? Dom'le, cine vreți să luați ulei, uite, îi fac eu reclamă. Mulțumesc, domnul Bărănescu. Așa. Deci, acolo vă spune, domnule, nu poți fabrica ulei până pe întâi, până decât până la 31 decembrie 2021, da? Ca să poți fabrica după acea dată, ce trebuie să faci? Trebuie documentele... Reînnoite, absolut, nu? Absolut. Păi, dacă tu la parking... A, și dacă faceți, ce vi se întâmplă? Ești pasibil de amendă, depinde de gravitatea sa. Cel puțin amendă. Cel puțin amendă, dar puteți merge până la un dosar penal. Absolut, absolut. Bun, în cazul ăsta, la parking, explicați-mi și mie, că eu sunt mai neștiutor. Eu cred că acolo s-au forțat niște lucruri și dacă mă întrebați pe mine și permit să spun, chiar dacă o să mă tragă de urechi, poate unii alții pe stradă, eu cred că sunt niște răfuieli politice ale unor tabere. Nu mă întrebați care tabere, că încă n-am reușit să le conturez foarte bine. Au forțat, fiecare vine cu explicație și fiecare îi se pare că are dreptatea lui. Eu încă o dată susțin că atâta timp cât s-a încălcat o hotărâre de Consiliu Local, situația este destul de dificilă acolo. Am să vă spun că chiar dacă am dat noi către primărie, sau mă rog, primăria s-a subrogat în drepturi pe tot ce înseamnă contracte de parcare, cum spuneam, ca să scoată cumva cetățeanul din această posibilă situație conflictuală, situația nu se termină aici din punctul meu de vedere, pentru că primăria este obligată în momentul ăsta să-și recupereze parte din bani. Nu poate, trebuie să-și recupereze toți banii la care are dreptul. Bani, parte din bani, adică mă refeream la parte de contract care a rămas după 28 februarie încolo. Mai că vedeți noastră, aici mai intervin niște mecanisme economice, că așa e în mediul economic. Unii sunt plătitori de TVA, dacă vreți, alții nu sunt plătitori de TVA. Asta este o problemă. Parkingul plădea TVA-ul. Mai mult de atât, parkingul s-ar putea să facă niște investiții în perioada asta, gândindu-se că, domnule, mergem mai departe și am nevoie, nu știu, bun, de următoare. Dar cum să te gândești că mergi mai departe când tu știi că nu mai ai? Eu vreau să spun că s-ar putea să nu mai aibă bani în buget. Eu n-am de unde să știu în momentul ăsta, dar am mandatat în ultima ședință de Consiliu, am avut o tărere de Consiliu prin care am mandatat consilierii Agamani din reprezentanții în AGA la parking să meargă acolo să facă analiză, să vedem despre ce deci e i-ați mandatat? Da, și le-ați dat și un termen? Sau i-ați mandatat ca până la... N-aș vrea să greșesc. S-a discutat ceva de niște termeni. Nu știu dacă au fost stipulat sau nu într-un act normativ, dar s-a discutat de niște termeni. Nu aș vrea să fac o gafă spunând că da sau nu. Deci eu sunt foarte curios dacă între timp a fost vreo adunare acolo și sunt foarte curios, de exemplu, dacă primăria Piatra Neamț a primit baza celebra, era să zic eu ce, bază de date de la parking. Pentru că ar fi interesant să știm dacă le-a fost pusă la dispoziție, dacă nu, cu ce argumente. Eu aș fi curios. Nu știu la ora asta dacă nu era, cred că săptămâna trecută nu cred că era primită baza de date. Știu că se discuta în continuare acest subiect. Și iarăși acum se lovea fiecare de, iarăși cu ghilimele, se lovea fiecare de diverse impedimente juridice care ar putea să dea un bun al societății sau nu ar putea. Eu cred că stând la masa rotundă se pot găsi soluții. Primăria Piatra Neamț are 70% din acțiuni. 78 parcă. Plus societățile primăriei care nu, mai nu există. Domnul Bălescu, în momentul în care apare o astfel de situație, în momentul acela nu există o altă soluție decât masa rotundă cu juriști, cu economiști, cu și așa mai departe. Pentru că... Bun, și mai trebuie ceva. Sabia aluia de la masa rotundă, știți? La masa rotundă era rotundă, dar tot regele Artur era acolo, știi? Și regele Artur până la urmă și impunea decizia. Păi tu ai toate chestii. Ești acționarul majoritar. Ești a proprietarul terenurilor pe care sunt parcările. Și tu stai la mâna unei societăți care a încălcat legea înainte. Și acum, știți, lugu, știi, ne scuzi, am uitat noi când am făcut molul ăsta că terenul e al vostru, nu l-am întabulat. Apropo, de ce nu l-au fi întabulat cei din administrațiile trecute?
Nu l-am întabulat, că lăsăm așa că e mai mișto, așa, ca să folosim un cuvânt. E mai cool. E cool, mai cool să fie terenul al lui parking. Că la o adică, știi, avem acolo un cui de care să ne agățăm. Nu spun al lui Pepelea, că nu mai știe lumea cine e Pepelea. Nu știu dacă Batman are cui, da? Probabil că are. Da. Și e ca în filmul ăla, știi, ca în bancul ăla cu Batman. Știi? Tu spui Batman, Batman. Știi? Deci, trăim într-o lume absurdă. Eugen Ionescu, aoleu, iar am vorbit de lucruri sfinte. Eugen Ionescu, celebru dramaturg, care a promovat teatru absurd, ar fi, dacă ar trăi, ar fi cel mai fericit că așa un subiect ca ăsta mai rar. Mai rar. Dar piesa asta a scris-o Caragiale, mi-am inteles că am citit-o. Deci, e veche. Deci, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Vedeți, noastră, eu nu înțeleg din punct de vedere juridic încă o chestiune. Cum adică eu, consiliu local, acționar majoritar, nu pot să iau o decizie radicală asupra managementului unei instituții pe care o conduc, pentru că mă lovesc de tot felul de contracte de muncă făcute care mai de care mai... Mai haios. Care mai haios. Da. Îmi aduc aminte la aici? Parking, te scuz. Nu pot, că trebuie să le spun oamenilor. Mă scuz. La parking a lucrat celebrul domn Dan Vasile Constantin. Angajat. Angajat la un moment dat cu normă întreagă, după aceea cu part-time. Știi când a întrerupt contractul? Când noi am scris că el încasează niște bani, dar nu prea era văzut pe la serviciu. Știi? Și pe ce lucra acolo? Ce post? Uite, te rog pe tine, consilier local, să afli pe ce post lucra domnul Dan Vasile Constantin la parking și promit să facem o emisiune numai despre asta. Și cum lucra? În perioada aceea, el mai având și alte, să le spunem, obligații politice, administrative și de alt tip. Da, nu știu cazul domnului Constantin, dar dacă dumneavoastră m-ați rugat, mă pot uite, interesa. Acum mă ocup să vă aduc aminte. Cazul nu cred că este singular, dacă e să privim așa sau să facem o cernere a tuturor situațiilor. Nici vorbă. Deci. Da, dar el avea un avantaj. La vremea era și acționar la firma și așa apăra interesul firmei. Da, vom vedea ce interese mai apără în continuare, care, cum. Da, bun. Haideți să vorbim un pic. Deci parcările, eu nu știu cum funcționează, dar uite, astăzi promit că facem o știre câte parcări s-au încheiat la primărie de la 1 martie până acum. Nu cred că foarte multe. Erau multe contracte deja, adică nu vă închipuiți că pe 28 am preluat, sau pe 1 am preluat practic parcările. Noi primăria, la Consiliul Local, și de pe 2 au început să fac contracte. Nu, să știu situații punctuale, că au fost persoane să-și reînnoiască contractul, dar nu cred că sunt foarte multe. Cele mai multe contracte cred că sunt deva trecute de jumătatea anului. Abia atunci va fi, să spunem așa, un exod către primărie a cetățenilor care vor trebui să-și reînnoiască acest contract. Începe și culoarea de mobilitate și acolo e discuție interesantă, mai dispar pe acolo niște parcări. Căutăm soluții să facem pe culoare. Noi locuri. Deci dispar parcările pe culoare, cum se deci, de mine. O să vedem acum dacă se încheie și contractele pentru... Știu că licitația... Licitația, am dat o știre, s-a încheiat. Adică s-a încheiat. Acum sunt în analiză. Au 60 de zile să analizeze. Probabil că vor analiza mai puțin, așa cum sunt împărțite cele trei chestii, nu cred că vor fi contestați. Părerea mea. Nu cred că vor fi. Da, nu știu dacă ne ajută contestația, pentru că oricum termenele sunt foarte scurte. Și cred că ideal ar fi să se miște niște lucruri repede din punctul de vedere, care oricum se vor mișca greu ca și volum de lucru, dacă vreți. Și va fi o problemă pe care trebuie să o gestionăm foarte bine, cel puțin noi, consilierii locali și, mă rog, aparatul primăriei prin primar, pentru că va fi deranj. Ca atunci când lucrezi pe o stradă, aici vorbim de o lucrare foarte mare, deci mi-e greu să cred că nu va fi deranj. Da? Deci, uite,
Acum am căutat, n-am găsit chiar materialul acela cu Dan Vasile Constantin, dar în 2016, de exemplu, la parking erau 17 angajați și erau 7 agamani, 5 membri în CEA și mai aveau și alte. Asta vremea când agamanii erau și remunerați, cred că. Da, 500 de lei de ședință. Deci era o treabă. Și acum, și atunci ne întrebăm de ce atâtea probleme. Uite, ce frumos era atunci cu agamanii municipiului la zi. Aveam o listă în Mesagerul, agamanii municipiului, că atunci era plătit. Bogdan, poți să treci un pic pe mine? Te rog frumos. Pe calculator? Da. Viorel Strungaru, Urban și Salubritas, Vasile Oatu, Urban și Perla Invest, Maria Gagea, Urban, Iulius Trapies, Urban și Perla Invest, Ecaterina Elisei, Urban, Publisef și Locativ Ser. 3. Silvia Baidan, Urban, Locativ Ser și Parking. Ana Ioniță, Locativ Ser. Ana Monda, opa, Publisef și Locativ Ser. Adrian Gligoraș, cred că domnul acum este la Adiur Trans. Adiur Trans direct. Apropo, dumneavoastră ați ajuns la Adiur Trans? Nu. Sau sunteți? Nu. Nu. Știți ceva dumneavoastră? Am auzit ceva, dar nu mai știu. Zvonuri au fost. Zvonuri au fost. Da, n-a fost. Dar am înțeles că la Gârcina s-au tras clopotele pe dungă și nu s-a mai putut face nimic. Așa. Ioan Cazacu, Publiserv, Perla Invest și Locativ Serv, Gheorghe Deaconu, Publiserv, Salubritas, Perla Invest, Constantin Teodorescu, Publiserv și Locativ Serv, domnul Timaru, fostul, nu a fost director niciodată la Urban, a fost inginer șef cu atribuții de director la Invest și Publiserv, doamna Simionică, Salubritas și Parking, Monica Anton, Salubritas și Parking, Victor Marghidan, Salubritas și Parking, domnul Ghiocel Tonco, uite, să nu uităm că și oamenii de afaceri mai fac parte, au făcut partea din AGA, un bănuț de acolo, Salubritas și Parking, Luminița Vârlan, Perla Invest și Parking. City managerul Bogdan Pușcașu la Parking. Pe el l-ați văzut la început, da, alături, da, da, de ambasador. Da. Făcea traducerea din engleză. Din engleză a domnului ambasador în română a domnului Chitic. Deci, revenind. Cred că important este de analizat ce au făcut, ce au făcut oamenii ăștia acolo. Listă, pe orice listă de agamani sau de membri de un consiliu de administrație. Cred că asta, de fapt, aici trebuie făcută o analiză de către presă, de către opinia publică, de către noi consilieri, de ce se întâmplă acolo. Și dacă vreți ne întoarcem către parking, unde, din punctul meu de vedere, cred că ar fi trebuit să se întâmple niște lucruri un pic mai devreme. Mai devreme. Da. Nu acum, pentru că de un an și ceva tot auzim, taca, 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 facem reformă, facem reformă. Da. Acum, nu știu, poate fi o scăpare, poate fi o delăsare, nu-mi dau seama nu, de ce nu. Este o scăpare, o delăsare cauzată de niște interese majore. Că eu nu pot să înțeleg un om care a spus, domne, facem dregem, și după aceea a lăsat-o moartă și pe urmă a spus, știți, eu propun să ne întâlnim peste 3 ani și până atunci să facem o tranziție. Despre ce e vorba aici? Da, undeva s-au pierdut ceva informații pe traseu și mi-este greu să vă răspund la toate aceste întrebări. Eu pot să vă spun exact bucățica în care m-am implicat și care cred că am spus. Vă spusesem, apropo de partea de regulament, unde chiar am muncit alături de alți colegi consilieri locali, nu am fost singur, alături de primari și de viceprimari, pentru că de ce să nu admitem acolo unde lucrăm împreună și este un lucru bun, nu cred că mai are foarte mare importanță culoarea politică a unuia sau altuia. De aia este că putem să închegăm o echipă de lucru punctual pe un proiect, pe o problemă apărută la un moment dat. Și abia atunci cred că putem să dăm înainte. Eu am avut discuția cu domnul primar la un moment dat și probabil de asta dânsul a înțeles când a fost regulamentul acela de organizare urbană, da? Care a ieșit un pic șifonat de la redactare. Și atunci am avut o discuție și destul de principială cu domnul primar și a spus dacă se mai întâmplă lucruri de astea cu subiecte din aceste ferbinți care apar în ultima 100 de metri, care s-au discutat într-un fel și au ieșit de la redactare în alt fel, pentru că vă spun sincer, niciun
cred că niciun consilier local, dar eu cu siguranță nu, după ce am discutat prima formulă a acelui regulament, am căzut cumva de acord, mergem mai departe. Habar n-aveam de amenzile alea pentru câinii care trebuie plimbați în parcul special amenajat pe care nu-l ai. Deci nu se poate așa ceva. Iarăși atunci a fost ori o greșeală de redactare, ori treaba primarului să-și rezolve aceste probleme în primărie. Acolo unde probabil dacă dă un ordin și nu este dus la îndeplinire, așa cum spune dumnealui, înseamnă că are o problemă pe care le trebuie să rezolve. Deci ăsta este rolul dezbaterii publice. Adevărate. Cineva pune un regulament și vin oamenii și spun, domnule, aici nu-i bine, da, aici e bine. Da, să știți că m-am uitat pe dezbateri publice, sunt și păreri pertinente, sunt și păreri foarte bune, sunt și, dacă stai să le citești pe toate, sunt și păreri care se vede că vin doar așa, că nimic nu-i bun. Ne-am și învățat, cred că nu-i bune. M-am întâlnit la o petrecere cu niște amici, nu stăteam de vorbă, și îmi spune, bă, ce vă mai faceți ceva în primărie aia? Zic, bun, dar ce vrea să fac? Păi faceți ceva sau nu, mă întreabă. Păi zi-mi punctual, zi-mi o chestie care te nemulțumește și încerc să-ți dau un răspuns sau să mă documentez, că nu le știu pe toate. Păi nu mă lua așa. Păi n-am înțeles nimic din toate ecuația. Adică, bă, oricum sunt. Dar știți de ce? Pentru că lumea s-a obișnuit că în primărie se fac business-uri. Nu se face administrație. Așa s-a obișnuit lumea. Da. Se fac business-uri. Și de ani de zile, în primăria Piatra Neamț, a existat o gașcă de businessmeni administrativi care împărțeau cărțile cum vroiau ei. Deci împărțeau cărțile cum vroiau ei. De aceea este această percepție. Și atunci oamenii spun, bă, dar faceți ceva. Știți ce a uitat să spună? Și pentru oameni. În mandatul de care discutăm, nu am fost consilier local și neavând informații de toate decât ce am văzut în presă, este evident. Da. E mai greu să comentez, până la urmă sunt alte instituții care discută subiectul destul de apăsat. Dați-mi voie să vă spun ceva. E bine să mai comentăm acum cât mai putem. Cât mai putem. Să vă spun de ce. Pentru că mie nu mi-e frică că vine Putin să-mi pună pumnul în boț ca să nu mai pot vorbi. Îl am eu pe unul de al meu de aici, care face tot ce poate ca să-mi pună pumnul în bot. Eu mă uit, poate n-ați urmărit dezbatele din ultimele zile, cu acel proiect senzațional al unor băieți curați, frumoși, dați cu alb, dați cu var, dați cu înălbitor, care probabil beau și înălbitor ca să fie alb și pe interior, care au zis, domnule, trebuie să facem noi o chestie de monitorizare și cine pronunță cuvântul guvern și ticăloșie într-o frază, deși eu aș putea să spun, este o ticăloșie în jurul meu, guvernul României nu se ocupă de ticăloșii. Dar dacă apare guvernul României și ticăloșie în fraza aia, sau Iohannis și ticăloșie, sunt monitorizat. Și ieri, domnul, nu mai știu exact care un nume neauș românesc, nu mă băgați la discriminare, chiar e neauș românesc în România, numele de Arafat, la un moment dat, era pe toate drumurile. Chiar și în comunicatele oficiale a tovarășului Nicolae Ceaușescu apărea numele de Arafat. Dar era altul. Deci a spus că, domne, inițiativa aia va merge înainte, pentru că și regretă că s-a retras un ONG din acea inițiativă și că, domne, de acum, știți cum, noi vom răspunde. Așa că spuneți acum cât mai puteți. Că după aceea... Da, dar discuția a început de la faptul că e bine să discutăm niște lucruri atunci când avem și niște argumente. Exact. Întorcându-mă la mandatul în care fac și eu parte, eu nu am auzit până la ora, să vă spun cu mâna pe suflet, dar dacă aș auzi așa ceva, credeți-mă că aș face o publică, primul care aș face public un subiect de interes în care văd că s-ar întâmpla lucruri nu tocmai la locul lor. Acum v-aș întreba pe dumneavoastră, domnul Bărănescu, și opinia publică, pentru că ne ducem, cred că, cu discuția prea departe din unele puncte de vedere. Adică, dacă eu am un prieten care are firmă de construcții și prinde o lucrare la primărie și e
un exemplu luat la întâmplare, n-am nicio treabă, PAC Agricultură, deci sunt pe alt segment. Și ar prinde o lucrare la primărie, înseamnă că Enache Ciprianar a facilitat, sau dacă acelui prieten i-ar spune, vezi că am auzit că s-a acolo, că se scot niște lucrări. Treaba lui ce facem mai departe. Eu cred că trebuie să ne axăm pe calitate și preț. Asta trebuie să ne intereseze. De acord cu dumneavoastră. E adevărat că vă întoarceți dumneavoastră iarăși la mandatele din urmă, când se auzea că, mă rog, prețurile creșteau peste noapte pe lucrări sau, mă rog, ce se mai nu, dar eu nu mă întorc la mandatele din urmă. Eu întreb așa, cum este posibil? Că m-a zis întrebat de mandatul. Eu spun numai pe ce am scris, nu spun pe altceva, că eu n-am nicio problemă în a scrie și de bine despre primărie, cum am scris astăzi și ieri, dar nu două să materiale. Trebuie să criticați da. Și primăria și dar, consiliere, ca dar să vă întreb și eu. Avem cel mai frumos și cel mai mare și cel mai primitor și cel mai wow, cool, cum vreți dumneavoastră, loc de joacă în Ștrand, care a fost proiectat pentru Muntele Cozla. Da. Ați făcut vreun raport calitate-preț? Personal nu. Nu. Știți cum a fost adusă firma aia? Dați-mi niște informații, că m-ar interesa. Nu știu. Păi s-a scris. S-a scris. Eu știu că noi în general scriem... Lăsând la o parte relația mea de amiciție cu viceprimarul... Păi nu, și eu sunt amic cu el. Care s-a ocupat fix de... Bănuiesc că știu că el s-a ocupat de toată problema. Eu nu știu cine asta. S-a ocupat. Eu el spun ocupat doar că este dacă ciudat. Sunt probleme, este obligat să dea niște răspunsuri. Deci, sunt obligat să dea niște răspunsuri. Deci, să știți că am să întreb personal. Deci, cum a fost pe deal proiectat și am mutat-o în Ștrand? Bun, acolo a fost o problemă pentru că s-au apucat așa cumva băieții ăștia au montat în Ștrand fără autorizație. Nici asta nu știu. Deci, despre ce vorbim? Când toate lucrurile acestea... Este clar că pot fi subiecte pe care, la care nu sunt documentate. Când toate aceste lucruri vor intra într-un făgaș normal. Ce s-a întâmplat? S-au grăbit un pic atunci cu dezvoltarea Muntelui Cozla, lucru care trebuie să se întâmple. Numai că acolo este și o zonă fosiliferă și, mă rog, este supusă altor reguli și reglementări. Știi ce mă înspăimântă pe mine, domnul Enache? Pe mine mă înspăimântă oamenii. Și vă spun foarte cinstit și vorbesc foarte serios acum. Mă înspăimântă oamenii care intră într-o treabă, într-o cursă electorală, vin și vorbesc despre lucruri, habar neavând cum se fac ele în realitate. Da, am văzut autostrăzi suspendate în campanie electorală. Și după ce ajung la bucate, fac fix lucrurile pe care le făceau cei dinaintea lor, considerând că, dom'le, dar ce am făcut? Vă dau un exemplu, că tot mi-a cerut exemple. Țineți minte campaniile de adunat gunoaiele din Piatra Neamț? Da. Mie mi-au plăcut foarte mult. Și aici, jos, pălăria în fața domnului viceprimar, care s-a dus echipat și a strâns gunoaie. Au venit și alții în pantofi lucioși și au făcut poze, dar lucrurile s-au schimbat între timp. Eu am fost curios să văd cam câte gunoaie s-au strâns. Și am observat, cantitatea de gunoaie era atât de mare încât a permis celor de la Salubritas să-și întregească bugetul cu banii necheltuiți de primărie, fix pe cantitatea aia de gunoaie. Lucrurile acestea trebuie să se oprească. Eu înțeleg că Salubritasul trebuie să asigure mentenanța gunoaielor și administrarea unor, să le spunem, întâlniri care n-au treabă decât cu gunoaiele de pe stradă. Eu înțeleg lucrurile astea. Dar totuși, ar trebui să le oprim. Pentru că dacă nu le oprim... Deci, întrebarea mea este, înțeleg că dumneavoastră sesizați practic niște lucruri care nu sunt chiar la locul lor. Cu alte cuvinte, se perpetuează. Dar sesizez și lucrurile bune care se fac. Am înțeles. Eu mă întreb acum dacă acele lucruri de care spuneți dumneavoastră sunt făcute cu rea intenție sau din neștiință, deși nu este nicio scuză, nici într-o... Vreți să vă spun ceva. Eu să fiu primarul municipiului Piatra Neamț pentru 5 minute, aș lua 4 hotărâri. Prima vă spun și dumneavoastră. Prima hotărâre aș pune un om la cântarul de la groapa de gunoi.
din oraș. Da, deci aș pune un om care să stea acolo și să verifice cântarul. Sunt destui care stau în primărie și își verifică propriul cântar. Eu cred că foarte interesant ar fi dacă tot ne-am venit în zona gunoaierilor să ne gândim la un proiect amplu de cogenerare, pentru că se pot face lucruri, după cum știm, din sortarea și selecția gunoaielor și suntem, s-ar părea că suntem într-o criză energetică care, din punctul meu de vedere, va mai dura. Și atunci, dacă reușim să ne gândim la lucrul ăsta, să devenim semi-independenți, că independență e greu să spui că poți reuși 100%, am scăpat odată și de partea de gunoi, partea de poluare și putem avea inclusiv energie electrică în urma unui astfel de proiect. Eu am auzit și de un proiect cu panouri solare peste groapa de gunoi, peste primul nivel, prima groapă de gunoi, primul modul, da, de gunoi de la Piatra Neamț. Dar după aceea nu s-a mai spus nimic despre așa ceva. Deci se lansează niște petarde și după aceea nu-ți mai spune nimeni nimic. Da, e adevărat, se poate discuta despre cogenerare, se poate discuta de... Dar până atunci, până ajungem acolo, haide, domnule, să nu ne mai furăm singur căciula. Ce a spus dumneavoastră nu are nicio treabă cu ce am spus, da, evident. Da. Ce se întâmplă la cântar e o problemă. Ce discut eu cu ce s-ar putea face ca să nu mai avem grija asta, practic, a cântarului, până la urmă nu ne mai interesează. Dar nu e normal să avem gunoi. Nu e normal. Nu e normal ca cel care strânge gunoaiele, administrează groapa și pentru un terț, care nu prea face nimic la chestia aia, dar încasează majoritatea banilor. Și când spui, dar cine se oprică, cine se ocupă de preluarea? Păi tot noi. Păi nu e normal. Păi da, nu e normal, mă. Părerea mea. Dar poate eu greșesc. Cum, cu subiectul cu gunoaiele, e un subiect foarte fierbinte peste tot în lume, nu în țară. Asta am spus-o întotdeauna. Asta nu înseamnă că și, repet, vorbesc de gunoaiele de pe stradă și cele menajere. Absolut, am înțeles. Deci, mai sunt și altfel de gunoaie, să înțeleg. Toate gunoaiele sunt un subiect perpetu. Dar uite, haideți să vorbim și de un lucru bun. Primăria Piatra Neamț a început o acțiune pe care eu o salut dacă ea a fost făcută respectându-se toate prevederile legale. Eu am un comunicat de la primărie, dar am mers mai departe să vedem ce se întâmplă. Deci am fost anunțați că se demolează câteva construcții ilegale de pe domeniul public. Bogdan, dacă poți să intri. Da, lucru foarte interesant. Deci foarte aceasta bun. Este o construcție ilegală care este deja putredă, semn că e de mulți ani acolo. O să încerc să măresc un pic. Da? Mulțumesc, Bogdan. Este de pe strada 1 decembrie 1918 și primăria spune că până pe 15 aprilie trebuie demolate, le va demola, am înțeles, chiar primăria și va recupera banii de la cei care n-au făcut lucrul ăsta. Mai arătăm și încă una pe care am publicat-o în dimineața asta. Numai un pic, Bogdan, să o măresc, dacă pot. Ia uitați ce magazie făcută lângă un bloc de pe strada 1 decembrie, cred că blocul U5, dacă există așa ceva. O magazie betonată, făcută deasupra, cred că e făcută și un pic de parcare pentru cel care stă alături. Deci, știați de această acțiune? Da, știam. S-a discutat mai de mult timp și văd că intră în aplicare. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că facem referire, dacă vreți, în primul rând la estetica orașului. Nu putem chiar fiecare să ne facem tot felul de extensii la bloc sau în zona în care locuim, doar așa că, nu știu, ni se pare interesante sau că avem nevoie. Mai mult de atât, sunt clădiri sau sunt astfel de construcții fără autorizații care pot fi un pericol pentru sănătatea cetățenilor, pentru sănătatea populației. Și e clar că trebuie ajuns și la acest capitol. Să vedem cum se va întâmpla și cât se va întâmpla dintre ele. Să vedem care, cum, ce document are în spate, pentru că mă tem să nu ne trezim
cu situații în care se vede și a spune, stai domnule un pic, eu sunt de fapt aici cu acte în regulă. Cum au ajuns să aibă acte sau n-au ajuns să aibă acte? Și vedem. Asta este o problemă. Da, da, dar juridic suntem convinși amândoi că nu poți să te duci dacă nu stai foarte bine din punct de vedere al documentelor, să dai chiar acea... Asta am zis. Dacă se respectă legea și alea sunt fără autorizație... E, chiar dacă, să spunem că au ceva documente în spate, bănuiesc că e ceva foarte firăvuț ca să fie, hai domnule, să poți bate totuși un cui, să nu te întrebe nimeni dacă îți bate în poartă cineva, să ai totuși ce să arăți. Trebuie atenție mare, dar clar, trebuiesc curățate aceste locuri. Dumneavoastră, unde sunteți în Naga? Să iau ca un upercut sau lovitor sub centură. Eu sunt în cea mai puternică societate a Consiliului Local, CMI-Urban. Apropo, ce se mai întâmplă la CMI-Urban? Eu am înțeles că societatea asta, orice ai face, oricum ai face, o arunci de sus în jos, ea tot în picioare, cade ca o pisică. Da. N-am spus ca o mâță. Ca o pisică am spus. E o discuție lungă și interesantă. Acum s-a ajuns la discuția cumva între cel care ține, să spunem, managementul societății acum, domnul... Uite, mi se spune printr un mesaj, angajează îngrijitor spații verzi. Da, pe de altă parte discuția era că se mută către salubritate, încă nu s-a luat o decizie în sensul ăsta. Știu că s-a făcut la piață sau la piețe, s-a făcut un audit? Nu, s-au verificat, mă rog, patrimoniul. Da, am văzut da, într-o zi, da, erau, da. Și ideea ar fi să fie piețele preluate, sau mă rog, cele care mai sunt ale CMI Urban către primărie și mai departe cu spații verzi și cu ce mai sunt, probabil să plece către celelalte societăți ale Consiliului Local. O comasare văd eu că s-ar dori. Lucrurile se mișcă greu din mai multe puncte de vedere. Acolo mai sunt niște dări în plată pe niște lucruri vechi, cu sume mari, cu niște scaune, dacă vreți, la sală polivalentă, cu o întreagă tevatură și cred că multă lume... Am scris despre toate. Liftul, scaunele... Da, sunt dar multe. Acum este o hotărâre de judecătorească, în urma căreia se pot face aceste lucruri. Eu dau oarecum dreptate celor care... Să spunem, au fost decidenți la un moment dat și poate au avut o anumită reticență în a face niște lucruri, vorbind totuși de sume destul de mari. Și atunci, acum hotărârea judecătorească fiind în spate, nu știu de ce nu se urgentează niște lucruri. Asta e altă poveste. Sunt curios dacă în vara asta va începe curățenia spațiilor vezi tot cu, sau tunsul ierbii, tot cu CMI-Urbanul sau cu o altă societate. Pentru că știm foarte bine că anul trecut nu au reușit să facă față și acolo nu a fost decât o greșeală de management. Punct. Bun, n-au reușit să facă față, dar au fost ajutați. Adică și cu bani, și cu contracte, și cu tot mai mult, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Știu că pe finalul anului undeva se dăduseră câte firme terțe, că nu mai, deci era orașul în bălării puternic. Arată destul de prost pavelele, dacă mă întrebați pe mine, în general în oraș, cred că mare parte în oraș. Pavelele arată la modul că au început să apară printre crăpături, să apară vegetația și s-a uscat numai bine acum în iarnă și v-am văzut imediat. Cu respectul cuvenit, vă anunț că pavelele sunt în aceeași situație din timpul campaniei electorale. Nu s-a schimbat nimic la ele, cu excepția celor din centru. Da, nu, eu aș spune că chiar mai depreciate. Nu, și eu întreb dacă cumva ne întâlnim cu următoarea situație. Se dă celor de la Publiser să facă pavelele și în timpul lucrării se trezește cineva și spune că pavelele nu sunt bune, alea vechi, și trebuie să cumpărăm altele noi. S-a mai întâmplat, știți, cu niște borduri aici pe strada, cum se cheamă asta, da, centura spre ieșire. Adică am stat o lună jumate și am decopertat. După aceea am zis că punem pavelele vechi și bordurile vechi. Și cineva a zis, nu domne, zice, nu, că trebuie borduri noi, alea vechi. Apropo, știți cumva ce s-a întâmplat cu alea vechi? Mă, normal ar trebui să fie depozitate pe la Publiserv. Da. În mod normal ar trebui să fie pe acolo. Iarăși vă spun. N-am supravegheat lucrarea. Ar fi...
O să caut și eu un consilier local care ține de Mărăței, de zona Mărăței, nu știu dacă am un consilier local din Mărăței, să-mi spune și mie cei cu pavelele alea, cu bordurile alea. Dacă este vreunul din zona Mărăței, nu știu dacă stă vreunul din piatra de la Mărăței. Putem interesa, să înțeleg că și asta e un subiect interesant, trebuie să mergem verificat. Nu știu, eu întreb, n-am voie să întreb, da, măcar, încă am voie să întreb. Asta nu întrebați niciodată degeaba. Încă am voie să întreb. Încă am voie să întreb. Nu, eu mi-aduc aminte de pietrele cubice de pe... piatra cubică de pe... când mergeai spre terasa gospodinelor. Da, da, da. Știi, acolo s-a zis, gata, o scoatem, au scos-o. O conservăm. Și au conservat-o în niște curs de societăți comerciale. Deci, să nu... Da, pe de altă parte, putem să ne întrebăm ce să facem noi cu bordurile. Dar n-avem ce face. Da, le spargem și folosim materialul, reciclăm, probabil. Da, nu știu, și probabil mulți consilieri sunt care nu au de să știe fiecare lucrare în parte, cum se desfășoară de la... Practic, noi... să spunem, dăm girul pentru hotărârile Consiliului Local. Mai departe, mergem și noi pe buna credință a celorlalți factori implicați, că lucrurile se desfășoară, ok. Vă dați seama, ar fi... nu, deci e imposibil ca un consilier local și nu vreau să-mi... Da, nu stai să-ți faci pe pasnicul la lucrări. Nu ai cum. Deci nu ai cum. Nu, dar un consilier local... Da. În ședințe, poate să ridice, da, să spună așa. Stimați tovară și prieteni, ne aflăm în această ședință ca oamenii să înțeleagă despre ce vorbim noi aici. Nu mai votăm Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, Comisia 4 proiectele și spunem așa. Și președintele de ședință spune, proiectul numărul 1 se referă la parcările aflate în fața blocurilor, nu de reședință. Știți, cuvintele astea mai nou nu prea se mai predau prin școală cu reședință. Nu se mai predau. Alea din fața blocurilor și oamenii trebuie să știe că noi propunem creșterea prețului cu atât pentru că n-a mai crescut din 2015. De aceea, eu propun acum să trecem la votul pe comisii. Comisia Buget-Finanțe. Comisia de Buget-Finanțe anunță. De acord. Ne puteți spune care este impactul la buget al acestei hotărâri? Șeful Comisiei Buget-Finanțe spune. Este un plus de 200.000 de lei pe an. Comisia 2. Comisia Economică. Sau care naiba o mai fi acolo. Comisia Juridică. Ce probleme juridice ați identificat în comisie la acest proiect? Nu durează mai mult de 5 minute un proiect. În felul acesta, onor alegătorii noștri vor ști că s-a votat și nu vor mai putea spune că nu știu. Sau proiecte celebre. Proiect de modificare al proiectului. Comisia 1, Comisia 2. Proiect de modificare al proiectului privind, da, trecerea de cale ferată spre Strand. Dumneavoastră spuneți foarte bine, practic să fie cumva limbajul mai pe înțelesul cetățeanului. Și comisiile chiar să-și facă treaba. Comisia Juridică să-și facă treaba, Comisia Economică să-și facă treaba, Comisia Economică, și să ne arate că și-au făcut treaba. Comisia Economică, eu zic că chiar își face treaba. De acolo vin, de acolo mă trag. Nu știu, dar nu, deci e important, dar știți că noi în Comisia Economică ne întâlnim și avem un număr de proiecte din totalul proiectului, doar o parte, mare știu, majoritate. Nu toate vin la Comisia. Să le discutăm pe toate. Deci noi discutăm toată ordinea de zi. Bun, sunteți de acord cu mine că în ședință, când întreabă pe cel din Comisia Economică, nu e de acord, cel din Comisia Economică spune, pe lângă de acord sau... Comisia Economică este împotrivă, sau nu știu cum spun acolo, da, să spună, acest proiect care a ajuns la noi are un impact, din punctul nostru de vedere, atât, în 30 de secunde, în 40 de secunde, în cât timp mai mult de un minut aș spune că totul e excesiv. Nu contează, să cer o frază de un minut. Să stăm. Da, dumneavoastră aveți dreptate, ar trebui făcut de dezbatere, practic, chiar în timpul ședinței. Lucru care nu se întâmplă, da,
E de discutat acest subiect. E interesant. Am văzut, să știți, de multe ori și eu, poate o grabă, așa se vede pe fața unor consilieri, fiecare, nu știu, având... Adică eu vreau să văd și un pic de responsabilitate. Dar trebuie să ne asumăm și stăm acolo absolut cât este nevoie. Dacă vreți ca în Parlament de un proiect și dezbate, să bate, să ceartă și votează la urmă ce e nevoie. Așa ar trebui. Eu nu cer să se dezbată în ședința de Consiliu, că se presupune că s-a discutat în comisii. Da. Dar atunci să vedem că în comisii s-a discutat și că vine șeful comisiei cu o concluzie. Și spune, acest proiect l-am votat. Poftim? Aveți favorabil. Sau cel puțin pe proiectele, să spunem, care sunt așa un pic mai sensibile. Nu cred că are rost să dezbatem foarte mult un proiect, gen s-a aprobat studiul sau PTO pentru fațada, școala, nu știu că alea, în general, au documente în spate. Au documente în spate, dar ar fi bine de așa, dacă s-ar spune acolo, prețul pe metru pătrat este... Deci, din analiza acestor documente, că nu stă nimeni să uită în toate documentele alea, Comisia de Specialitate spune, putem să informăm onor Consiliul Local și cei care se uită, se vor uita din ce în ce mai mult dacă faceți treaba asta, că prețul este acesta. Dacă cumva mai apare și la o altă școală, că de obicei sunt două, trei, prețul la școala asta este mai mare sau mai mic. Cu atât sau atât. Știți, ca să nu mai stea toți scârcotași și să caute prin proiecte, să spună uite bă cât costă 2 milioane de euro să-și facă biroul domnul Arsene pe aia. Chiar e de așa, știți? Sau nu știu ce. Vă dați seama ce frumos ar fi și cât, nici n-am mai avea ce face noi în presă. Deci ne-am să spuneți practic că mai trebuie lucrat la comunicare. Nu la comunicare. Eu așa spun, la, da, comunicare. La comunicare. Eu știindu-mă că, repet, la comisie ne facem treaba pe proiecte, ori fi, poate scăpăr, nu spune nimeni. Deși nu e normal și nu e o scuză, încă o dată zic, dar eu zic că în comisie ne facem treaba. De asta zic, eu cred că deci noi practic nu comunicăm mai departe. Nu știu, eu observ că s-a intrat în același ritm de ședințe care era și pe vremea domnului Gheorghe Ștefan, ca să nu vorbesc de domnul Chitic, pentru că domnul Chitic a fost doar un emul. Iară folosesc cuvinte al domnului Ștefan. Eu țin minte un buget care s-a votat în 17 secunde. Un buget. Pe ceas. Da. Deci bugetul municipiului Piatra Neamț a votat în 17 secunde. Asta de acum nu cred. Ei, nu, nu. Dar nu e normal. De aceea sunt consilieri acolo. Ședința de buget a fost prima ședință în care am intrat președinte de ședință, deci am intrat în... A, sunteți președinte am acum? Am intrat în forță, președinte de ședință, da. Oh, deci de la dumneavoastră așteptăm la următoarea ședință să-i întrebați pe cei de la comisie care este impactul dumneavoastră de acolo. De la dumneavoastră așteptăm să-i întrebați pe acei buget finanțe, domne, pe cei de la juridic, care sunt problemele constatate din punct de vedere juridic. De-abia aștept să văd prima ședință, promit că vin. Că acum sunt în format fizic. Da. O și transmitem de acolo cu comentarii în direct. Stăm afară, ne punem și o transmitem și comentăm în direct. Domnul președinte întreabă acum despre. Domnul, nu da, știu. Chiar mă gândesc, mi se pare foarte pertinentă ideea dumneavoastră și observația dumneavoastră și cred că trebuie să reașezăm un pic lucrurile din punctul ăsta de vedere. De da. Dată aveți. Bun. Acum, lăsând toate astea la o parte, spuneți-mi un pic, până la urmă, când credeți că Urbanul își va înceta activitatea de administrarea piețelor? Deocamdată la spații verzi nu știm. Deocamdată au făcut inventarierea patrimoniului și nu știu să... N-am văzut niciun proiect pe ordine de zi în care efectiv să treacă dintr-o parte în alta piața. Se inventarează patrimoniul și mai departe pe tot felul de utilaje care mai sunt luate. La un moment dat era o discuție... primăria ar lua sau nu ar lua, dau un exemplu, piața cu tot ce are ea în patrimoniu, în fișa de inventar. Și că ar fi lucruri pe care n-ar fi de interes pentru primărie. Nu, mie mi se pare corect. Când ai luat, să iei bunul cu totul. Pentru că, nu știu, mop dacă are acolo și nu-ți mai place, dar el e pe inventar. Nu poate să rămână nici în inventarul societății dacă se dorește până la urmă închiderea ei definitiv. Bun, acum
Dumneavoastră sunteți agamane acolo. Da, din păcate sunt agaman într-o societate. Asta zic, insolvență. Ce faceți dumneavoastră? Nu fac nimic. Dar nu am ce face. Din punct de vedere legal, eu nu pot să fac decât ce poate face orice consilier în acea societate. Adică pot să merg, domnul președinte, să mă interesez în piață, ce e vorba, pot să merg în CMI urban la societate să cer documente, să cer informații, cum pot să merg și în public serv, cum pot să merg și în salubritas, în parking, dacă nu în parking. Eu zic la salubritas să nu mergeți. Da, vreau să eu zic la salubritas să fiți atent acolo, nu poate, poate orice consilier. Faptul că suntem reprezentanți în urma unui vot pe o anumită societate comercială, tocmai ca să mă încearcă să-mi vezi de bucățică și măcar acolo să fac lucrurile să funcționeze. Din păcate am nimerit într-o societate, repet, aflată în insolvență. Acolo unde 99% din decizii sunt ale lichidatorului sau ale administratorului judiciar. Deci oricât ne-am dat pe spate, oricât ne-am crămălit, tot la dânsul este astăzi, să spunem, cheia și la cata. Discuția am avut cu domnul Bistricianu. Nu v-am spus, clar m-a interesat dacă vezi ca cetățean, nu cum se întâmplă lucruri. Și de la dânsul știu că mai erau niște elemente încă nepuse la punct în ceea ce privește inventarea patrimoniului și preluarea lui către primărie. Nu mai știu să spun dacă per total societate s-au discutat fix de piață, că la piață știu că s-a fost la inventar. Deci o să rămâneți în curând fără post de agaman, dacă se... Deci... Da, am rămas și fără posturile de CIA-ist la școli. Dar de ce? Că asta nu înțeleg. Pentru că discuția era destul de complex în sensul ăsta și erau doi juriști cu trei păreri. Punctul meu de vedere, dar e punctul meu de vedere și nu sunt jurist, este că nu aveam niciun fel de situație de incompatibilitate sau conflict de interese, pentru că eu am ajuns consilier local prin votul cetățenilor. Mai departe, prin votul consilierilor, m-au trimis în niște școli pe care trebuie să le prezint și este normal ca eu să vin în consiliu local și spun, domnule, școala pe care o reprezint n-are apă caldă, domnule, dă-i bani să-și pună apă caldă. Da, dăm un exemplu minor. A, dacă la școala aceea aș fi eu manager sau soția sau afin, sau, atunci mi se pare, da, un pic complicată treaba. Atâta timp cât eu n-am pe nimeni în nicio școală, am copiii la școală, da? Nu cred că are vreo... are un sens lucrul ăsta. Pus la școală și chiar dacă aș vota pentru o școală unde am copii elevi, votez pentru toată școala să le pună perdele sau apă și să pună. Deci rău, dacă cumva există un rău, rău a fost făcut pentru că dumneavoastră ați fost în ședințe și ați votat lucruri. Deci înseamnă că toți ăia care și-au dat demisiile din ceaurile din școli ar trebui să fie luați, trecuți de ani pe o listă. Adică toată țara. Adică toată țara. Am mai văzut un consilier, nu știu dacă e colegul dumneavoastră, nu cred că e colegul. E colegul dumneavoastră în calitate de consilier, care a zis că el nu votează asta cu parcările, care parcare, contract de parcare cu parkingul. Absurdul sau interesul, nu vorbesc de lipsă de altceva, merge prea departe. Deci merge prea departe. Da. Dacă în ceea ce privește parcările chiar nu avem cum să ne dăm demisia toți din Consiliu ca să nu votăm pe proiectul niciunul că avem mașini și beneficiem de loc de parcare. În ceea ce privește școlile, decizia pe care am luat-o, da, a fost tranșantă și radicală, dar am luat-o pentru, dacă vreți, pentru a evita o posibilă situație sau stare conflictuală. E adevărat că dacă ne uităm în urmă, suntem fix în aceeași... Deci... Da. E același lucru și oricum nu se întâmpla nimic, pentru că până se sesiza anii trecea mandatul și puteați candida și pentru un mandat viitor și nu era nicio problemă. Eu nu cred că de la asta s-ar putea ajunge la pierderea mandatului. Dar atunci ar trebui, repet, să nu, ducem toată erau amenzi, nu erau niște amenzi acolo. Dar nici alea nu le văd. Trăim în România. Ei, și de asta am plecat. Trăim în România. Și de asta am plecat. Exact de asta. Ba, să nu lăsăm loc de interpretare, că mai spun. Doamne, până la urmă, la ce mă refer interpretare? Doamne, a apărut o nouă dispoziție, a apărut o circulară ani în sensul ăsta care spune că s-ar putea. Băi, și de acolo, continuare tot, ești bățos și vrei să stai. Uite că nu-s bățos și îmi văd de treabă pe celelalte ramuri pe care am de ce mă ocup. Avem comisie rutieră, comisie de ordine publică, vă spun de pe unde sunt, eu, AGA,
comisia de specialitate, ședința de plen, adică activitatea este. Activitatea este. Abia aștept prima ședință de Consiliul Local. Vă mulțumesc pentru participare. A trecut o oră, nici nu mi-am dat seama. Vă mulțumesc pentru invitație. Aștept ședința de Consiliul Local. Sper să fie într-o zi în care să pot ajunge și eu la ședință, să vedem cum decur lucrurile după trecerea a ceea ce unii au numit, i-au spus pandemie, alții i-au spus altfel. Deci, să vedem că probabil că acum veți face ședințe... Bănuiesc că fizic, da. Fizic. În format fizic. Da. Probabil o să pare o perioadă de pandemie în perioada concediilor, ca să bată bani. Da, corect. A fost rău. N-am vrut. Mulțumesc. N-am găsit altă rimă. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi cu un consilier local care nu refuză dialogul. Asta este un lucru bun. Ne oprim aici, vă dorim cele bune, sănătate și pace. Și nu uitați ce v-am mai spus, o să repet asta de mai multe ori, sunteți pe cont propriu. Cele bune! Zi bună tuturor!